un an. Aici, cu noi, o strânță ar ajuta. După ce Cătălin Borbea s-a cuplat cu frumoasa Irena Beleanu, fosta lui soție Livia Iftimie vine cu dezvăluiri bombă la aproape un an după divorț. Haideți să vedem ce spune fiasa despre Cătălin Borbea, dar și despre relațiile cu Spike, fost un bun prieten al comediantului. Fosta soția lui Cătălin Borbea, Livia Iftimie, rupe tăcerea și își prezintă și aversiunea la aproape un an de la producerea divorțului. De la un punct încolo, sau cred că de la început, eu mă învățasem cumva să fac totul singură, pentru că nu aveam niciun soi de suport din partea lui. Interesant este că aceasta a ales să iasă în live după ce presa a scris foarte mult despre noua iubită lui Cătălin Bordea. Obosită de a fi insultată și etichetată ca o femeie de moravuri ușoare, pentru că s-ar fi despărțit de Cătălin Bordea și s-ar fi implicat într-o relație cu Spike, despre care se spunea că era un prieten apropiat al fostului ei soț, Livia Iftimie a simțit nevoia să-și împărtășească propria versiune a poveștii, dar și să povestească ce a simțit și ce a trăit în cei 11 ani de relație. Nu e ușor să te ocup de două vieți, motiv pentru care am lăsat-o pe mea și m-am ocupat de-a lui tot, de la tot. La ce se îmbracă, ce vorbește, ce postează pe Instagram, ce unde merge în vacanță, cum ne mobilăm casa, am renovat singur apartamentul, am periat cu burețelul, tot parchetul din apartament. Livia dezvăluie că după 11 ani de relație a plecat din mariaj cu o mașină și promisiunea că Bordea va plăti chiria pentru un apartament timp de un an. În august, deja era cineva, noi ne despărțisem din mai plecasem de acasă. În iunie am semnat actele, în august el era cu cineva, iar pozele cu mine și cu Paul au fost făcute în septembrie, pe 5. Interesant este că aceste informații făcute publice de Livia au apărut la scurt timp după ce s-a aflat că Bordea este într-o relație cu frumoasa Elena Ardelean. El a fost surprins în timp ce se săruta cu focul noua sa iubită. Livia povestește că prietenia cu Paul Spike a fost inițial forțată. Se cunoșteau din 2014, iar în 2016, când Paul a trecut printr-o depresie severă, ea a încercat să-l ajute prin intermediul lui Cătălin. Livia atrage atenția că atunci când Paul a avut nevoie de mai mult sprijin emoțional și Cătălin nu a putut sau nu a vrut să-i-l ofere, prietenia lor s-a destrămat. Ei se îndepărtaseră de ceva vreme și nu mai păstrau legătura. Livia, în schimb, a rămas apropiată de Paul și au devenit prieteni foarte buni, simțind că se înțeleg reciproc. Așa prieteni au rămas până când s-au cuprat.